Dintr-o altă perspectivă privită situația, când spun că am intrat realmente într-o criză, oricum am fost într-o criză spirituală generată de secularism, poate că vom vorbi, dar nu de secularismul ca fenomen exterior, așa cum spun foarte mulți că a venit peste noi, ci de secularismul din interior. Dar vreau să spun că biserica și toate bisericile, de fapt, au intrat într-o perioadă, au intrat pe traiectoria misiunii care trebuie să aibă alți parametri. Adică misiunea bisericii, o să vedeți, se va schimba. Va trebui biserica să-și regândească paradigma misionară. Și când spun să-și regândească paradigma misionară, mă refer atât la cei care vin în biserică. Să știți că noi nu o să ne mai întâlnim cu credincioșii care au fost în biserică ieri. Când spun ieri, mă refer metaforic. Ne vom întâlni cu alți credincioși, cu altă optică, cu un alt punct de vedere, cu altă raportare la mister, la sacru, la slujitorul bisericii, la ceea ce aude acolo, pe de-o parte. Iar pe de altă parte, o bună parte dintre creștinii noștri vor rămâne exterior bisericii, adică extramuros eclesie. Și acolo va trebui să vedem punctul spre care să ne îndreptăm misiunea. Deci, din punctul meu de vedere, toate bisericile creștine vor fi puse în situația să schimbe paradigma misionară. Vrem, nu vrem, asta este situația și dintr-un anumit punct de vedere, criza aceasta și-a atins punctul, s-a atins ținta, s-a atins scopul.